Bună dimineața! Animație, agitație și chiar dacă acestea nu se văd la exterior, cu siguranță ele sunt în interior, în imaginație. Iar roadele acestora se vor vedea în zilele și săptămânile care urmează. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. O perioadă importantă pentru cei mai tineri, dorniți să-și întemeieze o familie sau să înceapă o afacere în care să aibă eventual și sprijinul celor apropiați. Veți discuta cu partenerul de viață asupra unei locuințe văzute recent și poate vă veți hotărâ asupra ei. Taur. Nu aveți stare. Veți porni la o plimbare măcar într-un parc în apropierea reședinței, dacă nu undeva la drum, la rude. Curiozitate, placote maxime și sunteți tentați chiar să trageți concluzii înainte de a verifica informațiile pe care le citiți sau care vi se oferă. Gemeni. Doriți să vă înnoiți, că e vorba de ținută, despre un telefon sau despre un alt gadget, să înlocuiți ceva ce nu mai funcționează, veți vedea voi. O perioadă atractivă pentru cei care doresc să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile în domeniul culinar. Progrese consistente. Rac. Luați acum hotărâri importante. Fie că răspuns la rugămințile sau presiunile cuiva, fie că simțiți că a sosit un moment de răscruce în viața voastră. Se pare că nu mai tolerați o situație neclară și veți cere explicații, implicare sau angajamente din partea cuiva de la care aveți așteptări ridicate. Leu, aveți nevoie de liniște ca să se așeze în inima voastră evenimente recente, ca să înțelegeți atitudinile altora față de voi. Se poate să găsiți acum tâlcul unor întâmplări sau așa zis coincidențe și poate că nu e târziu să schimbați ceva în bine. Fecioară, începeți să faceți ordine și veți lăsa în urmă vise mai greu de realizat. Vă îndreptați doar asupra celora care vă sunt la îndemână în această perioadă a vieții voastre. Veți lua seama și la persoane sau la propuneri care, fără să vrea, vă depărtează de nevoile voastre profunde. Balanță. Sunteți pregătiți să dați tot ce aveți mai bun într-un proiect ce vă poate aduce un semnificativ câștig de prestigiu și nu numai. Chiar dacă nu aveți ceva în plan, veți simți că sunteți în preajma unor conjuncturi pe care nu ar trebui să lăsați să vă scape. Scorpion, entuziasm și idealism la cote ridicate, în special pentru cei mai tineri. Impresii puternice care le influențează o alegere profesională sau una de viață, în care este mai puțin important un câștig material rapid și mult mai mult stima de sine. Săgetător, vă faceți socoteli în ceea ce privește un credit, sume pe care ar trebui să le recuperați și, de fapt, toate resursele pe care le puteți pune la treabă ca să demarați un proiect important. Vă gândiți că este vremea unui trend remarcabil pentru voi și nu este momentul să fiți pasivi. Capricorn, este vremea discuțiilor, a întrebărilor într-o relație de cuplu sau una de afaceri, dar pentru răspunsuri ar trebui să vă mai lăsați un răgaz, reciproc. Zile deosebite pentru o relație care abia se înfiripă. Vă cunoașteți mai bine, vă descoperiți calități și preferințe. Vărsător, sunteți chemați în ajutor și veți recunosc niște calități, fie practice, fie de cunoscător, de prieten sau de confident. O perioadă mai delicată în planul sănătății și se pare că multe probleme țin de hidratare sau de calitatea ori temperatura apei. Pești. O mare dorință de a deveni mame, în special din partea femeilor care până mai de curând se vedeau nedezlipite de o slujbă, un proiect, o poziție profesională. Veți putea descoperi cu încântare un talent al copiilor voștri și le veți fi alături dacă vor să-l jefuiască. Să avem o zi bună!